Vorbim astăzi despre o carte tulburătoare. E vorba de Tango pentru Lisandra. Autoarea este Hélène Grémion. Am mai vorbit despre ea cu altă ocazie, cu o altă carte, și dacă vă aduceți aminte despre cartea ei, Confidentul se numește, o să vă placă din nou sau o să vă tenteze din nou această carte. E vorba de Tango pentru Lisandra. O să vă spun că această carte începe de la o poveste adevărată. Este un sine verite, dacă vreți, dar e vorba de o crimă, numai că pornește de la această crimă și apar personajele care văd în mod deosebit, în mod diferit personajul. Vom afla până la sfârșit cine este autorul, dar până să aflăm autorul ne vom întâlni cu o mulțime de personaje care au văzut într-un mod sau altul această crimă, care sau sinucidere, pornim de la gândul că a fost sinucidere sau crimă, și găsim povești împletite, cum numai această Hélène Grémion poate să le împletească. Ea este o maestră a poveștilor, a poveștilor de viață și mai ales a poveștilor care stau în spatele poveștii. Povestea este expusă, dacă vreți, subiectul ăsta este o doamnă moare, iar toți ceilalți din jurul ei, unii cunoscuți, unii necunoscuți, încearcă să povestească viața așa, viața doamnei, a Lisandrei, așa cum au văzut-o ea. Ei, dar farmecul cărții, dincolo de această poveste polițistă, până la urmă, este tangoul. Tangoul care apare în mai multe locuri, cartea întreagă este scrisă ca un tango, adică cu reveniri, cu pași înainte, lateral, cu... Parcă simți ritmul muzicii în ritmul povestirii. Are un asemenea stil cartea încât nu te lasă să o lași din mână, nu te lasă curiozitatea, dar mai ales această unduire a textului, fragmentele care te duc și te aduc, te înlănțuie de-a dreptul și nu te lasă să lași cartea din mână. Așadar, Hélène sau Hélène Grémion, multipremiată și multitradusă, vine în fața noastră în 2014, eu vă prezint cartea acum, cu Tango pentru Lisandra, un Tango pentru Lisandra, pornind, ne avertizează din start autoarea, de la o poveste adevărată. Acțiunea se petrece în Argentina, la Buenos Aires, suntem în august 1987, iarna. Anotimpurile sunt diferite, dar oamenii nu. Această Lisandra este o femeie fermecătoare, o tânără femeie, soție a unui psiholog, a unui psihiatru și psiholog deodată. O știți pe Lisandra? Lisandra e aici, Lisandra dansează aici, n-aș fi putut să o recunosc, tânăra văzută cu 3 zile înainte de moarte, cu capul plecat, se topise în acel trup dezinvolt, cambrat, autoritar și atât de liber. Era o altă femeie, gâtul ei avea mișcări elegante, neîncrederea, ezitările și disperarea pieriseră, era atât de stăpâne pe sine când dansa. Libertatea pe care o respirau mișcările ei era contrariul dependenței afective pe care o înfățișase la cabinet, nu dansa pentru ceilalți, ci doar pentru ea. Era sufletul tangoului. Știu că sună siropos, dar asta mi-a venit în minte. E bine, ca în orice carte polițistă, primul suspect este soțul, care răspunde așa: dar nu îți ucizi soția fiindcă te cerți cu ea. E adevărat că ne certam deseori în ultima vreme. Era iritabilă, iar eu, preocupat sau invers, în acele momente nu știa cui este vina, speri numai că va fi ultima
zi din zilele și zilele fericite se vor întoarce, dar cred că știi cum este. La cabinet mi se povestesc astfel de dispute, cel puțin una pe zi, și dintre cele mai controversate, crede-mă, toate cuplurile trec prin asta. Așadar, soțul se disculpă, este într-o discuție cu doamna care va ancheta acest caz și doctorul, pentru că soțul este doctor, consideră că ceea ce stă în spatele unei morți, fie ea sinucidere, fie ea crimă, sunt copilăria, fratele mai mare, surorile, agresivitatea, războiul, adopția, toate la oaltă ne duc într-o altă poveste, așa cum am spus, povestea din spatele poveștii. Și iată un alt personaj suspect. Felipe l-a urât dintotdeauna pe fratele său. O gelozie latentă care se conturase încă din copilărie. Un caz destul de frecvent, fratele mai mare versus fratele mai mic. O naștere nouă greu acceptată. Părinții lui, spunea el, cred că îl preferau pe fratele mai mic. O preferință imaginată sau reală, habar n-am, zice el. Trecuse însă, erau mari deja, ceva timp de când acest Felipe și soția lui încercau să aibă un copil fără să izbutească și îmi vorbea deseori despre asta, îmi aduc aminte. Într-o zi a venit la mine foarte tulburat, tocmai aflase că soția fratelui său era însărcinată încă o dată, fratele său dăduse, reușea mereu acolo unde el dăduse greș. Și așa mai departe. Deci Felipe acesta era oarecum suspect, nu numai pentru că era gelos pe fratele lui, ci și pentru că părea un posibil ucigaș. Și o afirmație mi s-a părut cutremurătoare. Zice așa, în fiecare prieten se ascunde o jumătate de trădător. Nu era de ajuns să mă elimine pe mine, spune. Trebuia să fie eliminată și soția mea. Nu-și puteau permite să lase în viață pe cineva care știe adevărul. Așadar, să admitem, Felipe sosește la mine acasă, sună, insistă, Lisandra în cele din urmă deschide, Felipe face ce știe el mai bine și sfârșește prin a o arunca pe Lisandra pe fereastră. Crede că mă găsește în birou sau altundeva prin casă, ar fi trebuit să fiu acolo, de obicei marți seara, spune doctorul, sunt mereu acasă, și se pregătește să-mi facă și mie felul. Perfect, crima perfectă, un scenariu impecabil, numai că eu nu eram acasă, urmarea se știe. Vă invit să citiți cartea pentru că este extraordinar de plină de meandre. Această Lisandra, ca orice femeie frumoasă, tulburătoare, ați văzut-o în prima scenă în dansul ei, are, firește sau nu, depinde cum considerați, un amant pe care îl cheamă Francisco. Acesta povestește, nu te minți, stătea chiar unde stai tu acum. Mi-a dat întâlnire la un hotel la ora 9:30 seara. Avea o fustă foarte scurtă, destul cât să-mi dea de gândit. Bine, e adevărat că se îmbrăca adesea sexy, dar de data asta chiar era scurtă. Era ca să-mi dea idei. Și încă un portret al celei numită Lisandra. De data aceasta, bărbatul are o voce venind de departe. Este, de fapt, antrenorul ei de dans. Țineam mult la Lisandra, era diferită, era atât de blândă, nu venea niciodată influențată ca alții de zilele anterioare, nu era nervoasă, nu era zgomotoasă. Stătea la locul ei, așa cum numai copiii știu să o facă, rezervată. Ființele umane pierd adeseori această calitate, simt nevoia să se agațe. Singurătatea devine imposibilă. Trebuia să facă parte dintr-un grup, chiar dacă grupul acesta este alcătuit din două persoane.
Însă, Lisandra era o singuratică, în orice caz asta credeam, și avea o calitate care mă impresionează extrem de mult, înainte de toate sunt dansator, era grațioasă, mai grațioasă decât 10 femei la un loc. Avea un fel al ei de a se deplasa, fără discontinuități în mișcări, ceva încântător, nu moale, încetişor. Cartea descoperă la final cine este autorul. Ea nu se sinucide, de fapt, este un criminal, o să-l găsiți. Dar, repet, minunate sunt paginile în care povestirile iau forma și ritmul tangoului, ne transportă dintr-o lume în alta, dintr-un personaj în altul. Eu v-am relatat doar câteva momente din această carte, insistând pe portretul acestei fermecătoare, Lisandra, și până la urmă, întreaga carte nu este altceva decât un tango pentru Lisandra. O să vă placă, Hélène Grémion scrie extraordinar de frumos, de cursiv, și de data aceasta scrie un tango pentru Lisandra. Lectură plăcută!